La mănăstirea Izbuc, prima mănăstire ortodoxă din Ardeal, puteți găsi un izvor unic în Europa. Locul este luat cu asalt de pelerini atât din țară cât și din afara ei, pentru a lua apă de la izvorul cu puteri miraculoase, dar mai ales tămăduitoare. Conform redacția.ro, creștinii se închină la un fragment din lemnul Sfintei Cruci, la icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului, la icoana Mântuitorului pictată de părintele Arsenie Boca și la moaștele Sfântului Nectarie, dar și a mai multor sfinți. Mănăstirea Izbuc o puteți găsi în județul Bihor, situată chiar la poalele munților Codru-Moma, la aproximativ 100 de kilometri de Oradea, pe drumul național 76 spre Deva, într-un cadru de poveste și cu atmosferă extrem de spirituală și religioasă. Aici veți găsi suflete bune și curate, ce-și trăiesc viața întihnă și credință, 20 de călugări și călugărițe. Numele mănăstirii Izbuc vine de la un izvor care se află lângă mănăstire și care izbucnește la anumite intervale. Aceasta a fost construită între anii 1928 și 1930 și este o mănăstire de călugări. Mănăstirea Izbuc are în componența sa două biserici, două case, un graj, iar în apropiere se află și o cabană a ocolului Silvic din Hălmagiu. Pelerinii care doresc să stea peste noapte la o mănăstire o pot face în mod gratuit, dar condiționați să participe la sfinte slujbe alături de călugări. Legenda spune că un copil orb ce se afla într-o zi prin preajma izvorului a auzit un susur de apă, iar după ce s-a spălat pe față, a început să vadă. Datorită acestui izvor, călugării s-au strâns și au viețuit în acest loc. Documentele mărturisesc că încă din secolul al XI-lea au existat călugări care au viețuit în acest loc. Totodată, icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului, o copie a icoanei de la Muntele Athos, atrage mii de pelerini. Icoana făcătoare și-a găsit locul la Izbuc de când mănăstirea s-a reactivat în anul 1928.